numesc Leos Bancă, am 35 de ani și sunt scenarist, regizor, trainer și coordonatorul grupului de sport pentru persoanele transgen. Eu am plecat la 10 ani, am plecat cu părinții și scopul era, ca pe vremurile celor cam la majoritatea, să avem o viață mai cumva simplă, dacă s-ar putea de spus, sau mai fericită, pentru că problemele economice în țară și în același timp mama mea a plecat să se studieze și atunci m-a luat cu mine cumva la Moscova și a decis că poate acolo să-mi fie mai bine, să fie mai bine străin. Eu am trăit mai multe țări și atunci aș spune despre câteva țări, mai mult nu despre Rusia, pentru că Rusia și Moldova au istoric mai multe în comun și nu e așa de mare diferență dintre mentalități, dar aș vorbi mai mult despre Franța și Spania, unde am locuit mulți ani și cred că cel mai mult m-a marcat atitudinea persoanelor față unul altă și față la persoanele străine care vin și deschiderea. Am decis să revin acasă recent, vreo 8 luni în urmă, dar am avut gândul acesta de mai mult timp. De fapt, de când s-au început schimbările politice în țară, fiindcă am înțeles că poate aici este o oportunitate pentru mine să vin și să fac ceva pentru țara mea, fiindcă sunt schimbări și cred că vine un guvern cu care se poate de lucrat și se poate de construit ceva și de schimbat atitudinile în țară și de lucrat pentru societatea moldovenească. Și undeva când stai peste hotare, înțelegi că acolo deja multe lucruri sunt făcute și aici acasă aveam mult de făcut și multe lucruri. A fost destul de greu să mă încadrez din nou și mai ales la climă, că am ajuns cam spre sfârșitul lunii octombrie și era frig și eu nu m-am depresc cu stăteam în Spania mai înainte și cumva dar să revin la mentalitatea de Europa de Est mi-a fost un pic complicat, deși am trăit mulți ani și știam cum e să trăiești aici, dar parcă am uitat. Eu sunt fericit și privilegiat, fiindcă am două studii superioare, vorbesc mai multe limbi și atunci eu am venit și mi-a fost destul de ușor să mă integrez. M-au primit cu brațele deschise, am avut multe oportunități, dar înțeleg că nu e pentru toată lumea așa. Pentru mine a fost bine. La revenire în țară, eu am continuat să mă ocup cu ceea ce m-am ocupat în Europa. Eu sunt trainer și de ultimii 6 ani fac traininguri pentru persoanele defavorizate și grupurile sociale cu refugiații, cu copii, cu persoanele LGBT și cu multe alte grupuri și cu persoanele care suferă de discriminare, inclusiv și de bullying. Și atunci, la revenire, am continuat să fac traininguri și în același timp să lucrez în organizația GenderDoc meu, unde eu ajut persoanele transgen, sunt coordonatorul grupului de suport și fac și LGBT activism. Dacă vorbim de comunitatea transgen în Republica Moldova și de lucrul meu în grupul de suport, este evident că într-o societate transfobă este foarte greu să fii tu însuși și atunci lucrul meu principal este să acord spațiu aici la GenderDoc, să vină persoanele și să se simte în siguranță. Și deja, da, îmi povestesc foarte des beneficiarii și beneficiarele despre situațiile de bullying care le au în școală. Și noi, ca organizație, acordăm și suport psihologic și suport juridic și atunci lucrul meu este să le adresez la alt specialist dacă este nevoie de ajutor, ca ei mai departe să lucreze. Eu nu iau pe mine rolul de psiholog, dar totuși noi ne străduim să facem un spațiu în care persoanele se poată să vină, să deschidă, să vorbească și să povestească cei ce multe ori nu pot povesti părinților din cauza transfobiei, din cauza că nu sunt deschiși acasă despre identitatea lor de gen sau orientare sexuală și suferă dublu. Să spunem așa. Bullying-ul se întâmplă, da? Dacă vorbim despre faptul că se întâmplă la majoritatea.
dar nu toți o să vorbească despre asta, o să fie deschiși, fiindcă asta e încă altă. Dar eu sunt sigur și cunosc din propria mea experiență că bullying-ul, mai ales când ești diferit, de fapt bullying-ul se întâmplă cu toată lumea care este diferită, da? Dar când ești diferit într-o societate care accentuează faptul că să fii diferit în acest fel nu este ok, persoanele suferă bullying, dar un mic procent se adresează din toți care suferă. Provocări profesionale sunt câteva. În primul rând, faptul că societatea e destul de închisă la temele de drepturile omului și, dacă vorbim mai specific, drepturile persoanelor LGBT, sunt multe mituri, prejudecăți și deseori trebuie să confrunți cu rezistența ca să aduci informația despre orientare sexuală și identitatea de gen, ca să combați stereotipurile care sunt în învățători, în specialiști, în medici, în toți specialiștii care ar trebuie să acorde suport, chiar și în psihologi deseori, persoanelor. Și atunci se primește că noi lucrăm cu comunitatea, dar noi și trebuie să lucrăm și cu persoanele în jur, cu specialiști, cu guvernul, cu oamenii care sunt la putere, că oamenii, și să cu încetul să trecem prin bariera aceasta și să aducem la cunoștința oamenilor că de fapt noi toți suntem umani și trebuie să fim respectați ca cetățenii Republicii Moldova în primul rând, și asta e foarte greu de răzbătut. Aici aș vorbi mult despre ce îmi lipsește ca infrastructuri sau, nu știu, drumuri și așa mai departe, dar cred că îmi lipsește deschiderea. Acasă îmi lipsește deschiderea persoanelor la tot ce este poate nou și sperie, fiindcă putem vorbi mult despre drumuri și infrastructuri și așa mai departe, dar tot se începe de la idee și la deschidere la idee. Haideți să facem ceva nou, haideți să facem ceva altfel, haideți să ne gândim nu așa cum ne-am gândit ieri. Această flexibilitate ar putea să ajute foarte mult Republica Moldova. Și mie îmi place cel mai mult acasă că avem ce construi, avem la ce visa, avem unde ne porni și avem tare mult lucruri de făcut. Și asta este ceea ce mă motivează și asta ceea ce m-a motivat să revin, de fapt, fiindcă eu sunt o persoană care vrea să schimbe ceva în societate și atunci Moldova este locul perfect pentru aceste schimbări.